Ho-ho. Bă, cum mi-ai adus minciocul cu aia? Ia repede minciocul meu! Ha, repede, stai! Ah, băga mea! Lasă! L-am luat pe Novac! Nu intră în minciocul. Nu. Cât are, frate? 7 kg, ești nebun? Ia uitați-vă, mă! 4,3 kg, frate, ia uite! Ce are și ăsta, poate? 4,3 kg. Am prins un Novac și un Sânger. Ei, salutare, fraților! Încă o zi la pește, v-am nenorocit! V-ați obișnuit cu mine la pește? Să nu mă înjurați că aveți foarte multe zile de mers cu mine la pește. Vine iarna și o să avem foarte multe cereri de mers la pește. Nebunul nostru, nebunul deștept! Salut! Ce faci, frate? Gata? Da. Pleci? Avem două vești pentru dumneavoastră. Yes. Una bună și una foarte bună. Cu care să încep? Începi cu aia mai puțin bună. Aia mai puțin bună e că am terminat tot ce am luat de la tine. Pentru că aia și mai bună e că am prins beleapă. O oră am stat și am avut decât două țăcănituri. După ce am băgat special carasul și aia apă rece, amestecată cu... E cea mai bună la făina de pește, da. Ai văzut cum... Nu, încă n-am apucat să văd. I-am dat drumul de câteva ore. Deci da. Aia a fost cea mai tare combinație, fraților, în materie de caras. Deci, ca un magnet, a adus carasii la mine. Băi, e bine, înseamnă că, de fapt, eu am crezut că prima dată ești norocos. Și, încă o chestie, frate, norocul a ținut și de asta. O măliga cu cânepă, cea mai bună. Le-am terminat, dar cel mai bine la aia cu cânepă a tras. Cel mai bine. Da. Numai noi avem. Ultima am dat la aia, da. Și la Novac nu a prea tras, dar încerc și mâine. Mâine o să mergem 4. A, sunteți brigada mare. Da. Mergem 4, dintre care 2 suntem vedete și 2 au filmat cu mine. Adică eu sunt o vedete mare, forță. Deci mine o să facem mare caterincă și o să-l zdruncinăm pe pește. Așa că am nevoie de o forță de la forța lui, de la el. Să știi, acum o facem. Regal fish, pentru că cu ăla merge cel mai bine. Râme, viermișor, mămăliguță, niște TTX, tot ce trebuie pentru o partidă foarte frumoasă care ajunge la 100.000 de vizualizări. Maxim 3-4 zile. A 5-a zi deja depășește. Dăm niște special caras. Am înțeles. Dăm două pungi, că e grasă. Mâine e grasă, rău. Azi e sâmbătă, așa că duminică îl nenorocim. Da. Două, da? Le-am nenorocit. N-auzi că am terminat-o asta, că am luat o singură pungă de la tine. Am terminat-o, nu știu dacă a durat, să zic așa, 2 ore. Pentru că am mâncat non-stop, aruncam, trăgea și l-am terminat. Nu e problemă. Trebuia să iau două. Da. Eu vă dau cât vreți voi. Da, adevărat. Păi tocmai că au văzut prietenii video, o să te duc. Bun. Bagă-le jos, pune-le jos și să-mi faci nota de plată. Oricum cineva mi-a spus că o să vină foarte des la tine pentru că i-a plăcut tot ce am luat, i-a plăcut alea și da. Ce-ți mai trebuie? Fii atent. Dăm și două de novacte și e clar. E clar, adevărat ce zic. Da, chiar și el a zis. Băi, vezi, ia tot de la Regal Fish, ca să fie treabă bună, așa, două, perfect, astea da. Vrei și aditiv ceva să băgăm în ele? Fii atent, acum nu mai bag de la chinezesc, vreau să fac altă rețetă. Nu mai bag de asta. O să iau un de asta pentru cocoloși, am văzut la Cristi, și o să iau eu lapte praf, uite, văd că mai ai două de astea. Data viitoare, când mă duc la crab, săptămâna viitoare, o să încerc cu asta, că mi se pare că de asta am, știi? Frate, sunt foarte bune, absolut toate. Trebuie să încerci, dacă nu trage, poți să-i dai tu orice. Poți să-i agăți tu acu, da. Dar oricum a mers cu ceva ca lumea de la tine și e forță. Ok, și eu de asta că vreau să fac cocoloși, că suntem mulți pe baltă mâine, gândește-te că e geamandură. Dăm ceva să amestec ăla de Novac, norul chinezesc. Praf sau lichid? Nu, dăm ceva lichid. Novac, da? Da, și ar trebui ceva și... Uite. Așa, cu ăsta am prins atunci când am luat... Păi toată lumea căută. Așa. Toată lumea, asta e cel mai bun. Așa, frate. Asta e o rețetă secretă da. Pentru noi. Am dat și data trecută. Nu nimeni niciodată. Da, asta mi-a plăcut. Am luat și de la Bebe ceva frumos, care a mers RGF-ul, frate. Asta e. Băi, deci cu asta am prins ăia patru. Ai văzut când i-am luat cu ăstea, l-am... Cu... Ăla e un secret regal, să știi. Când termin. De mine personal. Și fii atent, să-mi faci rost dacă ai, dacă nu, dacă cred că găsesc la tine, soluția asta.
IPA-ul. Avem cum? Așa, dar și de ce? Așa, când îl termin pe ăsta, să-mi iau o sticluță ca lumea, să-mi bag în el și niște viermuși. Mâine dau la viermuși la ăsta. Da? Serios. A, păi atunci e gata. A, fii atent. Dă-mi... Scoți... Scot boabele și bag viermuși. Ai viermuși de cauciuc, de silicon? Da, bineînțeles, pe cine rămâne. Să-mi dai să-i amestec aici, să-i bag în peste ăsta. Le-ai viermuși mai mari sau mai mici? Tu ce zici, să pun niște viermuși de ăștia aici sau ce îmi recomanzi? Da, eu arunc. Am niște vier care nu e nimeni. Ia. Deci în România nu are nimeni. Asta nu-l găsesc la nimeni. Uite viermele astea cu aroma asta. Aici sunt viermuși cu aroma asta. Mamă. Da. Și mai am tot așa o aromă. Cu usturoi, fratele usturoi. Meu, că am terminat, că nu are am pierd, terminat pufuleții cu vierm cu usturoi, adevărat. Da. Adevărat. Și râme. Băi, ești nebun, uite că la asta nu m-am gândit. Băi, frate, cât... Care nu are nimeni, râme cu feromoni. Râme cu feromoni. Usturoi. Adică oriunde ai rămâne cu asta pescuiești, poți să le folosești și ca libelule și ca râme. Băi, ești nebun. Da. Cât e o cutie de asta, frate? 10 lei. Mai dă-mi una să-ți trăiască tot ce vrei tu. Nu, am acum la mine doar vreo 3 milioane în care vreau să investesc. Dar să văd cât costă alea, dacă nu o să-ți mai iau. Dar bă, ești nebun, cu astea mai spart. Ascultă-mă cu asta, bă, ești nebun. De ce nu mai zici mie de astea? Râmele astea. Te vezi? Fluo, da, frate. Asta luminează noaptea. Și noaptea când le arunci se vede acolo. Mamă, râme, bă, ești nebun. Asta vine de la 12.000 de kilometri. De ce n-am văzut, mă? Băi, fraților, voi ați văzut, să-mi lăsați în comentarii. Adevărat, ia uite-mă. Ia uitați cum arată, mamă, pe baltă. Problema este că au și feromoni injectate în ele. Băi, ești nebun, mai terminat cu alea. Dăm și două soluții să pun în caz când o să fie. Uite. După ce le termin. Dacă ai nevoie, pui astea două. Cril și Belacean. Băi, ești nebun, super concentrat. Vezi că super, la asta se pune... Auzi, dă-mi unul de ăsta ca să-l pun pentru... Să-l pun în mămăligă cu... pentru caras. Nu, de usturoi, dăm de miere. Ai de miere? Dă de miere. Și de ce? Cât se pune la apă? Bă, are scrie diluația pe cum se face. Asta e concentrat, trebuie să fie un gram sau ceva de genul, nu știu. Toate sunt de la Regal Fish. Ia uitați, fraților. Băi, cât te înveți în viața asta și nu vine să crezi. Ce-ți mai trebuie? Dă-mi niște râme, viermuși, fratele meu, și mămăligă. Câte persoane sunteți? Suntem 4. 4? Vrei și roșu și alb? Da, dă-mi amestecat. Mai nenorocit cu râmele alea, mă lași. Alea nu-ți mai trebuie să mai iei niciodată. Băi, râme, frate, mai nenorocit cu râmele alea, adevărat ce zic. Noi avem soluția. Mai zăpăcit cu râmele. Și viermușii ăștia, ești nebun, au fost maxim. Ia uite, și mari, da, și roșii. Da, super, super. Că eu fac așa, dă-mi că... Fac de la de buchet de viermuși și stăm toată ziua acolo, ai înțeles? Da. Wow. O să fie super ca lumea, ascultă. Ajung. Hai să spun și râme. Da. Astea ajung, că suntem 4, dar... Da. Dăm, să zic așa, fiecare maxim 4 bețe, știi, că plătim câte un bon. Ia uite ce râme am aici. Băi, ești nebun. Ia uite. Mamă. Ia uite. Zici că-s geli d-alea, ești nebun. Așa, fratele meu, că părâme. Se repune și pământ, că dacă n-are pământ. Da. Părâme. Dăm și la râmă, că trage bine de tot și la râmă. Mai vreau un de ăsta de pufulete. Unul de ăsta și unul cu miere, uite-l, mic. Dăm de-alea de mămăligă. Trei de-alea de mămăligă. Cu cânepă? Dăm două așa și două așa. Două cu cânepă, două cu strosa? Da. Două cu și două simple. Deci ai una cu ștrot, una cu cânepă. Da. Și de astea simple câte vei două. Dăm două, că dacă nu-mi prăjesc doi pești din aia pe care i-a prins. Bă, ce să mai zic, gata, forță. Ce mai vreau? O făină de pește. Uite, am pus-o pe aia. Și de ce? Una de asta, hai să zic eu un secret. Păi una de asta. Dacă dai la crab, vine cu asta, ceva. Da, acum da. Uite aici, dacă dai la crab, am toate acele care vrei tu. Mama, să-ți mai de... Băi, ești nebun. De care vrei tu? Ce e asta, fratele meu? Să poți să ascundă, știi, să nu se vadă unde. Băi, mai nenorocit ești. Să ascunde acum și nu-l vezi, zici că e iarba. Ia uitați-vă, hal de astea. Ai și coac mic? Da, este. Ia uite-mă. Da, doi. Băi, ești nebun. Sunt pămărin. Data viitoare, coane, că mă lași fără bani, nu mai am gaz de să mă duc acasă. Pentru pierdut, dacă vrei, litcore, de care vrei. Aha. Tot ce este aici, toată gama asta de accesorii nu are nimeni. Astea sunt accesorii noastre personalizate. Nu te zăpăcești din ele, mă, frate. Bravo, fratele meu. Ia uite-mă șmecherie aici. Totul, litcor, tot ce vrei tu. Fii atent, data viitoare, îmi zici tu.
Da. Băi, uite, ia asta de la mine, asta, asta, ai văzut că merg. Facem unturile aici pe locul lui. Da, 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 îmi spui. Facem pe locul lui, da. Da, 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 sau așa. Băi, mai nenorocit cu asta, fratele meu. Da. Ia uitați-mă, mă, fraților, ca să nu bată la ochi. Să nu te seama peștele că nu e iarbă, știi? Tu îți dai seama cum se vede. El zice că e iarbă. Când îi pui un pop-up aici, da, și de altă culoare, mai ales depinde de apă, că știu eu care e secretul. Ia uitați-vă, mă, ce are băiatul ăsta aici. Mă, parcă am stat în altă lume, parcă mă fac să mă simt așa, străin. He, nu. Bravo, fratele meu. Nu, adevărat. Te vezi? Am vieri care pui soluția peste ele. A, și poți să pui soluția acril. Da, pui soluția acril peste ele sau oricare alta, nicio problemă. Viermiștea nu-i are absolut nimeni. Firma asta. N-am și mai te vezi că da? Scrie Regal Fishes. Regal Fishes, nebun. Sunt ale noastre. Nu? Tot ale noastre, da. Sunt chinezești din China. Gata, am înțeles, am înțeles. Da, da, originale, da, da, de la mama lor, scrie și pe ele, uite, mă. Și fii atent, știi care-i șmecheria? Pe astea nu le pierzi chiar atât de ușor. Păi n-ai cum să le pierzi. Ai înțeles că nu ies de pe ac. Am eu niște viermuși de aia. Și le-am pe culori. Fii atent că pot să dau la ăsta și să fac diferență, să nu trag carasul la mic, trage el la mai mare. Păi bineînțeles. Ai înțeles? Mă. Păi atunci iau și eu de asta, frate. Da, iau și eu de aia, să o iau la tine. Poate cine. Ia uite, bă, mai nenorocit. Bă, ești nebun? Twistere, râne. Ia uitați-vă, mă, ce are. Păi și tu știi că eu mă gândeam cum să fac eu dintr-un furtuna sau ceva să păcălesc peștele să fie unde la și tu aveai silicoană aici, mă? Păi mie că eu. Ia uite ce am aici. De sus până jos și numai twistere. Ia uitați-vă, foarte fraților, ce-i. Băi, ești nebun. Ia uite, da, ce are băiatul ăsta aici, al luat. Uite, coropișnițe. Coropișnițe, adevărat. Am prins coropișniță în grădină și am luat dita mai crapul la coropișniță. Vezi? Am fost pe o baltă fără plată și am luat un crap foarte uite, frumos la coropișniță. Uite, când toată gama de linguri, ce luăm aici. Toată gama. Băi, ești nebun. Da? Și rotative, și oscilante. Ce aici e încă puțin. Da, da, da. Ce da, avem da, la da, tăpări, știi? Dar avem, avem pentru orice pescare, avem orice fel de. Ia uite câte sunt aici, ești nebun. Și rotativă, nu se vede, orice gramă, da, 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 orice culoare. Da, da. Bă, frate, se vede, da? O că să nu este chinezești, da. Totul e brandul nostru. Totul e Regal Fish. Da? Și dacă te uiți, uite-te și la ce ancoream aici. Sunt ancorate bine. Mamă, ce mișto. Ancoră bună. Cine super știe, știe despre ce e vorba. Da, fraților, dacă veniți la băiatul ăsta, aveți grijă să... Să nu vă grăbiți și să-i spuneți tot. Dăm și o de asta de râmă, fratele meu. Și de ce? Acasă, într-un borcănaș. Hai să-ți dau și o coropișniță acum, cine știe, poate e vreun. Mai nenorocit ești, nebun, mai nenorocit. Poate e vreun somn. Bă, să se încadreze în 3 milioane, că mă spar cineva. Da, mă, că lasă, că dacă mai mi-aduci data viitoare, nu problemă. Acum, da, 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 nu e că eu, deci îmi plouă în gură când le văd, plec de aici, plec de aici, că ce e acolo mai nenorocit. Fă-mi la asta o socoteală, hai că nu cred că depășesc. No, mă, nu stai nici. Așa. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 114. Așa, mă, fraților. 128, 148, 158, 160, 190, 200, 205. 200 de lei, mă, 200. Bine, că aici e cu reducere la noi. 200. Mulțumesc. Uite, ți-am zis, lui Ștefi mi-a mai zis și cu ăștia la alți trebuie să-mi ajungă vreo două săptămâni. Bă, nu e problemă, ți ajunge, stai mai aici, nenorocit, mai nenorocit. Ok, fraților, ți-am zis mulțumesc, că mulțumesc. 2 sau 300, deci când mă duc ea de 2-300. Da, frate, nu-i problemă. Fraților, e un fel de boală a merge la pește și a pescui. Pentru mine a devenit din ce în ce, nu pot spune o obsesie, dar ceva foarte interesant și pur și simplu te scoate din starea aia, adică nu-ți mai vine să fumezi. Eu cred că ar fi o terapie. Nu mai simți nevoia să fumezi, nu mai simți nevoia să faci alte chestii și zboară timpul foarte repede atunci când pescuiești. Ia priviți, am luat aici, fraților. Și toate Regal Fish. Și credeți-mă că mi-a purtat noroc. Așa că vă aștept și pe voi și dacă cumva vreți să treceți pe la Boten 1 sau Boten 3, treceți și pe la el să vă alimentați. Și fiți atenți că o să dăm la peleți, la tot ce trebuie. Uite, ai aici poți să-i răsuții 200 de lei. Adică n-ai dat mult atunci. 200 de lei. Asta e, Fefi, eu mă v-am jurat, dar nici, sub nicio formă nu-mi pare rău, pentru că merită, merită. Ok, bine, te pup. Mersi. Le iau acum o punguliță, mersi mult de tot și mâine, nu mâine, că mâine mă duc la pește, da. Poi mâine vezi rezultatul și să te aștepți la un, la un nor de pescari. Să vezi tu că o să prind ceva. Mersi, vă pup, fraților. Iară mă surprinzi. Florin ne-a nenorocit cu pescăria. Vă iubesc, ne vedem pe baltă acum. Hei, salutare.
frații mei, mini pescarii mei, începători, cum sunt și eu, doar că eu mi-am dezvoltat tehnicile astfel încât să prind din ce în ce mai mult pește și mai mare și mai frumos. Am venit astăzi cu Gabi. Păi, hau! E pregătit pe felie și eu. Abia mi-am montat sculili. Am 5 bețe legale. Avem 1, 2, 3, 4, 5. Ăsta de mijloc e feeder. Le-am combinat eu. Vreau să văd la ce merge și Gabi dă și el cu mine. Am vrut inițial să dau cu asta la Novac. Am scos-o, o să o strâng, pentru că am deja 5 bețe, dar după ce am scos-o pe asta, am întins și undița. Am făcut aici un mix din boabe de porumb, cânepă, spărtură, alune, praf de pește, soluție, cteno, amur, toate de la Regal Fish. Și am făcut o nadă, după care o cutie de bere neagră, o cutie am pus-o peste toate astea și am lăsat-o vreo 20 de minute să macereze. Făina de pește a fost aceasta și niște peleți, toate de la Regal Fish. Mi le-a dat cu drag domnul Florin de la Morarilor, îl știți foarte bine. Mai am o grămadă de chestii aici, mămăligi. Astăzi am venit în special la crap, la Novac și caras. Dar în special carasul vrem noi să îl prindem și dă și Gabi cu niște lansete și le-a mai făcut. Aolea, ce să vă spun, fraților, e că și-a luat și el un juvelnic. Nu mi-a venit să cred, am zis, what the fuck. Bă, să-ți mai dau o lansetă, să mai dai cu ea? La undiță, da. A, la o undiță? Mm-hmm. Și unde dai? A, o bagi așa și dai după undița asta, da, unde am dat și eu, nu? Dai și tu la porumb, uite cum, uite acolo. Da. Sunt foarte curios să văd cum lucrează această nadă nouă, făcută de mine, adică o rețetă proprie. Mi-a venit în cap, m-am uitat și pe YouTube, haideți să vedem cum ar merge o astfel de nadă cu bere neagră. Are un miros specific ca de bere, e super. Mai sunt pescari pe partea aia, pe partea asta și pe partea aia cealaltă, vreo 2-3. Asta e de Novac, am luat-o de la Oane, nu știu dacă e la fel de bună. O să mai încerc eu să mai fac o combinație, dau și la porumb cu banană. Avem mai multe combinații, printre care nelipsitul Bonduel. Fraților, avem primul drill, prinde și asta lanseta. Dă-te mai așa. Trebuie să te mutam mai în spate. Ho, ho. Bă, nu mi-ai adus minciocul cu aia. Ia repede minciocul meu. Uite la roata acolo. Unde? Ia uite, bă, ce treabă a dat. Stai. Mamă, ce mare e, ești prost. Stai, băi. Mamă, mi-e încurcă și pe asta, ești nebun? Hai, filmează-mă pe mine, lasă ăla. Hai. Filmează-mă pe mine. Te filmez. Ia uite. Mamă, ești prost. Mi-am curcat-o și pe asta, băga-mi aici picioarele. Prinde, filmează acolo drill-ul, ia uite. Filmezi. Băi, ești prost. Ușor. Ăsta așa, stă mor la tine. Băga-mi aici picioarele, nu știi să-l aranjezi. Stai așa, am. Ce tare, ești prost, 4 kg. Am luat un Novac să moră, fac. Novac? Da. Nu așa, dă, stai. Dă-l mai încoace. Filmează acolo, uite-te și la cameră, un pic. Hai, mă uit. Vezi, am luat, uite Novacul, mâncat. Mă uit, mă uit. Repet, stai. Băga-mi așa. Lasă-l. Îl vezi? Filmează pe cameră să se vadă, filmează-l. Filmează aici. Mâncat, ieși curul tău, ies. Mamă. Ia uite-l, mă. Trebuie mâine picioarele. Stai așa să-mi strâng asta. Hai. Ăla e, ține-l, ăla e. Ține-l ușor, că se rupe. Mamă. Vino, coagi. Bine, mă. L-am luat pe Novac, la ce credeți, fraților? La nada asta. Gabi, ce zici de rețeta asta cu aie? Ia uite, vezi? Ai văzut? Ai băgat ceva pe. Da, ia uitați-vă, frații mei, ce Novac am luat. Oh my god. La fund cu aie. La fund să moară familia lui. Oh my god. Diseară mănânc Novac și așa îmi place și de el. Îmi place și că l-am prins. Primul meu Novac cu aie. Oh, m-a udat. Fii atent la ce a tras, băi, ia stai. I-am pus un pop-up de scoică, nici nu mai știu să vorbesc. Primul meu Novac, fraților. Și ia uitați, vedeți la ce daia? Ai văzut, mă, la ce prinde Gabi? La ce? La asta cu bere neagră cu aie. Băi, ești nebun.
Fraților, primul meu Novac, nu vine să cred. Am mișcat-o și pasta, îmi dau afară căcatul ăla de Novac. Gabi a lansat și el acum. Oh my god. Să moară familia lui Larisa. Deci la montura mea, fraților, am devenit din ce în ce mai profesionist. Ai de capul meu, uitați, bere neagră, praf de pește, multe am pus aici. O să fac o chestie cu rețeta. Ia, ia, ce are asta în gură? Ia uitați. Vezi, uite, am mâncat de ăla din... am mâncat nadă de aia cu aie. Hai să vii să mă filmez când fac, să fac o poză cu el. Oh my god, yes. Ești fericit, ia fratele meu, te bucuri pentru mine. Hai că ieși și tu, yes. Ia bagă-mă aici, filmează-mă aici. Oh yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Luat, oh, bă, primul meu Novac, să moară familia al lui Larisa. Nu-mi vine să cred, stai. Mamă. Și-ați par capul să fac. Fraților, primul meu Novac. Oh my god. Să moară Larisa. Băi, nu mi-am luat saltea de primire. Nu mă înjurați că nu am găsit, nu mi-a adus. Primul meu Novac. Și cred că o să fie mai mulți. Fraților, pe Boteniu, nu? La ce montură am făcut? Zi, frate, acum mergi pe mâna mea? Te uiți acum, ți-e frică? Stai, stai, stai. Ok, vino cu asta, îl bag în juvelnic, vino cu aia, filmează. Vezi, ăsta nu-l scaf, frate. Nu, 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 lasă-l acolo. Îl țin aici? Stai acolo, filmează-mă un copt. Deci, o să dau afară porcăria aia. Dă-te mai în spate, dă-te mai în spate. O să dau afară porcăria aia de... Pentru că nu trage la plută, trage la fund. Ia uitați, frații mei. Fai, mă. Cum e, frate? E... Să trăiască, mă, dar cum e, mă? Am rupt norma? Vreau și eu. Ai văzut? Și ce drill frumos, și eu l-am tras repede. Mam! Opa! Fraților, am rupt norma. Nu, pluta aia nu mai are nimic în ea. Pe sus nu trage, o scot. Nu trage Novacul. Hai ca să mă uiți la astea. Gata, fraților. Haideți că iau eu camera. Fu și stai acolo lângă ea. Și de ce? Nada aia trage bine. Fii atent. Nu, n-a tras la aia cu usturoi. Știi ce? Am pus pop-up galben. Pop-up galben. Pop-up galben și la nada aia. Scoate-le pe toate și bagă nada de la mine și pop-up galben. Mi-am băgat aici, dar am pus pop-up de usturoi. Să te uiți la ele, coaie. Când a tras, vezi când trage și așa, așa. Vino și bagă nada de aia de la mine. Ai văzut la ce a tras la fund? Mamă, poate mai... Ce? Vino și spui și după aia ți-ai. Băi, ați văzut cum fugea? Mamă, primul meu Novac, fraților. Eu mai am încă o partidă gratis. Gabi a achitat un bon. Băi, ce? Ce mă bucur? Ce mă bucur? Aruncă-mă măliga și vino să spui de ăla de Novac, hai. Ce mă bucur? Că ai dat de multe ori la Novac. Da, 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 ai văzut? Am dat și până la urmă l-am luat. Am luat și camera, am luat și alea și pe vântul ăsta. Hai că vreau să mai prind. Băi, fraților, acum m-am uitat. Am vrut să fac forfacul și ia uitați. Mi-a rupt acu, băi. Ia uitați. Mi-a rupt acu și am dat la pop-up galben. La pop-up galben, ca să știți și voi, am aici o grămadă, ia uitați. Deci, uite-l, uite-l, Gabi, vină cu a, vină cu a, vină cu a, vină cu a. Ține, ține că e la el, ține așa, ține așa, stai acolo. Ia, ce e ceva? Lasă pluta cu. Mă duc să-mi fac aia, mă. Ha? Să-mi fac și aia. Hai, că dacă e, ce, dacă e ceva, vii, da? Vii să mă filmez, că nu am trepiedul ăla mare. Hai că am mișcat și la asta, fraților. Băi, ce... Uite, 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 și mi se pare că se mișcă. Să vedeți. Nu știu cum să pun eu camera să mă filmez singur. Nu, 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 nu. Astăzi scot 2-3 Novaci, sigur. Gata? Uh-huh. Uite-l, 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 îl vezi? Îl văd, îl văd. Oh. E mare, ești nebun. E mare, mâncați, ești curul tău. Îl vezi? Îl văd. L-am luat, frații mei. Știi ce trebuia tu să faci? Dar stai acolo și filmează-mă. Stau aici. Bă, ia mincioc, uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Mamă! Oh. Nu! Nu, 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 nu. E da fir? Ai văzut ce mare e? Uite-te la aia la mine. Mă uit. Ai văzut ce mare e? Mai e la aia acolo? Oi fi prin stand, frate. La aia acolo? Da, mă, da, uite-te pe cameră la aia, nu te uita la mine. Ai văzut? I-am dat drum. Mamă, ai văzut cum a fugit? Lasă-l ușor, mâncați aici cu rutău. Dacă era... Vezi că ți se duce în alea, vezi să o duce în partea. Dar n-are mica. Stai acolo, stai acolo, stai acolo. Lasă, lasă, lasă-l că e agățat. Lasă să-l obosesc. Știi ce era bine dacă trăgeai tu alea? Ce? Trăgeai tu pe astea, că mi le, o să mi le... Uite. Vrei să ți le trag? Stai, stai, stai. Da, am asta. Nu, 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 lasă, filmează-mă, filmează-mă. Lasă, dacă le...
Uite, uite, îl vezi că vine la mal? Ia-l. Îl văd. Bă, se duce în aia, treci pe aici pe partea asta. Dragul, stai din gură, lasă-l să... Uite, ia uite. Pleacă cu ea încolo. Uite, lasă că îi dau. Ce mare e, frate. Ia uite. Ai de capul meu. Vezi cât a Novacu e coaie? Novac? Da, cred că e Novac. Mâncați aici curul tot de n-a rupt normele. Uite-l. Stai acolo tu, să mă prind și pe mine și aia, da? Te ajut? Uite. Ia uite-l coaie cum face. Te ajut, mă? Ia uite-l coaie! Mâncați aici! Coaie, tu vezi ce văd și eu? Văd. Bă, mâncați aici curul tău! Ia uite. Bă, mâncați și are peste 10 kg. Oi fi luat vreun tent de ăla la 15 kg, îmi tremur mâinile, mâncați aici curul tău. Auzi? Vino cu aia un pic. Oprește motorul. Hai repede și strânge-mi-le și tu pe astea, vino cu aia, bosule. Hai că l-am luat pe unul, cred că are 20 de kg, frate. Strânge-o pe aia roșie, fratele meu. Da. Dă-i, strânge-o repede. Dă-i, mulinează. Știi cât are ăsta? Mâncați aici curul tău. Ia uite la acolo, Gabi. Mamă. Ia uite, le Novac. Strânge-o repede și dă-o în spatele tău așa. Ăla. Și strânge-o și pe asta la altă. Bă, să mă filmez, să mă prind bine aici. Ia uite cum se duce cu ea. Strânge-o repede și pe aia. Ai văzut, Gabi? Văd. Lasă-mă să-l obosesc, mâncați aici curul tău, că e greu. Ia uite-l acolo, uite-l afară, ia uite. Să nu dai zoom, bă, să dai zoom înapoi, da? Ia uite. Lasă-l așa să mă găsesc. Hai că a venit și băiatul ăsta, el tocmai se pregătea să plece. Ia uite. Lasă-mă să-l obosesc, mâncați în șcurul tău. Ia uite-l. Uite-te și tu cum fugi. Bă, îmi trage și mie. Ana, lasă să se ducă băiatul ăsta dacă îți trage. Îți trage? Mi-a tras la asta de aici, prima. Lasă să-ți tragă, ești nebun la ce am eu aici. Mamă, cât Novacu am luat, coane. Ia uite-l. Băi, aș putea să-l pierd. Dacă intră undeva să-l agăți, ești nebun. Păi trage-l în coadră. Stai așa. Cred că s-a băgat undeva și s-a agățat, ești nebun. Trage-l, că el iese de acolo. S-a agățat undeva, să-mi bat picioarele. Ma. Da, băga-mi și picioarele în bețele astea. Dar asta și prea mult să o ducăm. Trebuia să-l trag mai încoace, mă. Ia uite, bă, ce mare era, ești nebun. Stai așa că e acolo, e agățat, da. Lasă-l așa. Se duce, uite. Vezi? Da, bă, s-a și agățat undeva, ești nebun. E agățat și undeva se și duce cu ea. Ia uite cum se simte, băi. Încearcă să-l tragi. Lasă-l ușor să-l și obosesc. Hai că o să încerc să-l aduc încoace. Uite-l, fuge la mal, vezi? Mhm. Doamne, ce mare o fi ten, fratele meu. Uite, vine încoace. Băiatul, cum te cheamă pe tine? Ia de Alex. Alex, să vii tu cu minciogul, frate, când o fi, să te uiți să nu te înțepi în ale. Uite-l cum fuge încoace înspre ăla. Nu s-a agățat, dar e foarte mare, o fi ten, frate. Nu știu, ăștia ești subțire, e la mal? Da, fuge înspre mal, uite. Nu s-a agățat nimic, e foarte mare, e uriaș. Băi, ascultă-mă pe mine că e uriaș. Uite, îl vezi? Ia uite. Îl vezi unde s-a dus? Uite, se vede lanseta. Ia uite. Uite, s-a dus la mal. El se duce să scape. Trage-l. Nu, lasă-l că-l trag ușor. S-a dus să se agațe pe... Uite, ia uite unde s-a dus, frate, tocmai la mal. Uite. Se duce în stuf. E ten, mâncați aici curul tău, zic eu. Ia uite. Mamă, e ten, mâncați aici curul tău, vezi cât are. Băi, ești nebun. E ten, frate, zic eu că e ten. Uite. Scoate-l. Uite, aripioarele, zici că e delfin. Ia uite. Ce mare e, Gabi. Ia uite-l, frate, îl vezi?
Bă, îl văd. Vezi, mă? Hai că l-ai obosit. Lasă, lasă-mă să-l obosesc. E obosit, mă, trage-l. Să încearcă să-l scoți afară. Stai așa că să... Bă, ești nebun. Bă, e monstru, uite-l, uite-l. Ia uite-l gap, ia uite-l, îl vezi? Nu-l văd. Aha, gata, i-am văzut, ai pierdut. Ia uite-l, ia uite-l. Să mă vezi pe mine, să mă prinzi pe mine cu spatele așa, da? Te prind, mă. Lasă că l-aduc mai încoace. Bă, ești nebun. Fraților, deci să mor dacă nu are 15 kg. Bă, ești nebun. Ia uite-l, ia uite-l, mă, ia uite-l, mă. Bă, ești nebun, îl vezi? Să nu se rupă mâncația și curul tău. Să nu-mi scape. Uite, 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 vine lângă mal. Fii atent să vezi, să vezi ce bălteceală o să facă. Fii atent. Încearcă să-l aduci încoa. Să nu scape din ac. Ia uite, ia uite. Păi încearcă, adu-l încoa, adu-l încoa, mă. Ia uite, ia uite. Lasă-l că-l obosesc, ești nebun, ia uite. Bag minciocul? Mă. Stai, 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 stai. Da, să iei minciocul, să vin cu acea ușor așa. Fai de cap, fraților. Nu, e, nu e, nu e. E Novac, cred că are 10 kg. Stai așa. Așa, Alex, ușor. Mamă, cât de mare. Nu intră în minciocul. Băi, nu l-ai luat bine, Alex, stai așa. Mamă, cât a Novac. Te ajunge să-l bagi în mincioc? Lasă-mă ușor, lasă-mă ușor. Stai așa, că el se duce să scape de asta, lasă-l. Bagă-i, bagă-i botul, Alex, stai așa, stai așa. Stai că-l aduc eu mai încoace. Îl vezi, mă, Gabi? Îl văd, îl văd. Stai așa, stai așa, că se duce, el se izbească de astea. Nu l-ai prins, stai, 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 stai. Lasă-l ușor, lasă-l ușor, lasă-l ușor. Ăla e, a? Nu e, nu e, nu e. Ba da, e, nu? Nu, Gabi, pe dedesubt, Alex. Pe dedesubt, pe-n fața lui, mă. În fața, așa, ăla e. Intră, intră tot. Stai, 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 stai. Ușor, ușor. Ia, nu apuca de acolo, apucă bățul mai din față. De acolo, de acolo, de acolo. Mamă, ce greu e. Fai de capul meu. Băi, ești nebun, dă-te dracu. Băi, și da-n kilogram. Ai cântar de la tine? Am un cântar mic, dar nu știu dacă. Îmi tremură mâna, mă, mânca. Uite, ia uite-mă. Îmi tremură mâna, filmează-l aici. Ia uitați-vă, fraților. Îmi tremură mâna, uite-te și tu. Dar nu că am tras de lanseta asta. Băi, ești nebun. Ia uite-mă cum îmi tremură mâna. Aici că sunt beată, ești prost, ia uite-te-mă. Stai, mă, să mă liniștesc un pic, ești nebun. Îmi tremură mâna de la lanseta asta. Dacă te-ai bătut cu el. Mamă, ești prost? Am rupt norma la Novac azi, fraților. Hai cum o să scoc în teren, să vedem dacă ține. Dacă are 10 kg, gen. Dacă are 12. Nu, cântarul tău, dacă cântărește, știi? Păi da, zic, știu că cântărea mai mult. Eu am de ăla de bucătărie, dar e mic. Na, frate, na. Fai de capul meu. Zi, frate, zi ceva. Ia uitați, fraților, la ce bombă l-am luat. Îmi tremură mâna. La de-asta cu... Băi, îmi tremură mâna, băi, zici că sunt beat, ești nebun. Uite, drill, mă. 50, zice al meu. Hai, mă, că merge, frate. Stai așa. Dar stai să vedem în ce-l punem. Băi, mă, lași. Auzi, știi ce? În sacoșa aia, stai așa, stai lângă el, gata. Stai acolo. Poate fuge ăsta, nu? Novac, nu? E Novac? Da, Novac. Da, e Novac. Mai am unul. Dar l-ai luat pe fund? Da, 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 pe fund. Novac special. Dă-te mai așa, mă, să mă prind și pe mine. Du-te-n partea aia, Gabi. Du-te-n partea aia, du-te-n partea aia. Ia să vedem, doamnelor și domnilor. Cât are ăsta? Noroc are băiatul ăsta, Alex, cântarul la el. Hai, mă, hai, mă, că e. Să vedem cum îi dăm de cap și la cântarul ăsta. Stai așa, că nici eu nu... Ia, stai așa, dă-i drum, dă-i drum. Stai un pic. Mi se pare că... Uite, da, i-ai dat drumul, nu? Acum ai dat lotul. Ah, ține tu, ține-l tu. Așa că mi-a scăpat. Ia să vedem, fraților, ia de drumul, ca să nu te murdărești. Ah, stai că asta mi-a căzut o parte de asta. Cât are, frate? 7 kg. 7 kg, ești nebun? Ia uitați-vă, mă. 7 kg. Deci fii atent, 1-7. Și stai să-l cântărești și pe celălalt. Ca să vedem... Să nu depășim. Și dacă depășesc, mai achit un bon în plus, dar... Pe nu cântărești cu totul? Bagă-l cu totul ăsta. A, da, cu totul, da. Care? Da, da, da. Asta ce are? Asta. 200 de grame. Ia. 4,3 kg, frate, ia uite. Deci are și ăsta 4. 4,3 kg. Deci 4 și cu 7? 11. 11 kg. Oh my god. Hai să-l bag și pe ăsta aici. Că oricum la cât l-am obosit... L-am rupt pe Novac. Atâtea combinații sunt pe YouTube, încât pur și simplu te fac să
devii din ce în ce mai jmeche, ia. Te fac să devii din ce în ce mai profesionist. Ia să arunc și la Gabi încolo. În ce ține arta peștelui? Aseară nu m-a mai luat somnul. A zis, bă, azi mă duc. Și bătea vântul mai devreme, rupea pământul. Ia uite, câte trei. Azi mă duc la baltă, deoarece mai am încă două partide. O partidă azi, dar una mi-a fost anulată, deoarece am depășit la cântar. Ia uite. Am depășit norma azi. Gabi încă n-a prins nimic, dar a avut o ratare, deoarece iar a avut probleme cu guta, dar la altă lansetă, chiar la mal, cred că avea 2 kg un crap, a scăpat. Asta e norocul începătorului. Eu arunc aici niște boilisuri în apă. Mi le-a dat Mi le-a dat un băiat care a venit pe baltă și dacă se uită la vlogul meu, îl salut și îi mulțumesc pentru ele. Se pare că au fost bune. Și îi mulțumesc și lui Alex, băiatul care a fost și a dat la pește aici. Ce? Zi, mă. Aruncă cu alea la mine. A, mai vrei să arunci și la tine? Păi nu, prea. Hai, da, mă. Ia uite-le. 3. Una e cataract aici la mă. Nu e să moară la risc. Cârciu. O cârciu, mă, mai arunc cu două coane, na. Uite așa, ia uite. Bang. Mamă, să moară familia lor cum s-a dus. Băi, deci cea mai tare fac... Uite-te, mă, la... Băi, ia că mișcă. Hai, dă-o încoace, fugi. La care? Trase. S-a mișcat? Așa face aici. Ia vină încoace, vină și ține-mă tu, ține tu camera, că ți-l iau eu. Sper să mai miște, dracu. Dacă n-am fost aici pe fază. Da. Gata. Hai că dacă e ceva... Ia scaun, dă-te aproape și vezi cum ți-a tras pac, pac. Știi? Uite-te la ele că... Na, s-a lăsat seara, știi? Și a început combinația, ai văzut. La pluta de la Novac... Unde e? La pluta aia de Novac, nimic. Hai că a avut și asta o trăsătură. Da, praștia asta am luat-o de la Florin. Acum o să dau și cu asta, deoarece am 4 și cu ea 5. Gabi dă cu 4. Deci am pierdut partidele de pescuit. Astăzi mai aveam una, deoarece cu partida de astăzi am început-o și sunt la jumate. Mai aveam una, dar depășind normele, am prins un ovac și un sânger. Da, așa îi spune la ăla, da. Ăla alb a venit paznicul și mi-a spus, ăla alb e sânger, are 7 kg și ăla alt mai mic e novac, care pete chestii trestii. Șmecherie. Azi l-am rupt după o rețetă frumoasă. Uitați aici, asta a făcut prăpăd, asta. Rețeta asta frumoasă, v-am spus-o și la început, vedeți? Semințe de in, semințe, porumb spart, nadă, caras la rece, sirop, corn, sweet, ăsta de la Regal Fish și făină de pește aici. Ah, și inclusiv... pelete, deci mi-aduc aminte, mă uit, am zis că-mi notez, mă uit în acest vlog și o să mi-aduc aminte, ia priviți ce frumos se vede și o să mai fac această nadă. Și ingredientul care a pus punctul pe ei, fraților, a fost berea neagră. Îi mulțumesc foarte mult celui care mi-a dat sfatul acesta pe Instagram. Fraților, cam atât pe ziua de azi. O să mai las alea 3 lansete pentru că restul le-am strâns și... Mi-am făcut și eu curat pe aici, îmi strâng acum din ele, mi-am strâns feederul, Gabi e și el, a scăpat un crab, eu nu am luat niciun crab decât cei doi novaci uriași, mai stăm și noi puțin, așa ce? Eu l-am scăpat fix la mat. Da, ăla când l-am dat în gât, ai văzut? Și mi-a mai scăpat unul, de fapt mi-a scăpat, mi-a tras frumos la prima lansetă, la fel, ia zi frate, cum a făcut? Dar mai puțin gălăgie nu puteai să faci și tu?
Și tot așa, fraților, s-a ridicat și când m-am dus, am tras, nu era nimic, l-am scăpat, dar sigur era Novac, mai mult ca sigur, deoarece am învățat cum trage. Ok, fraților, de aici, de pe lacul Boteni, în această zi frumoasă de toamnă, Shari Vlogger. În această zi frumoasă de seară, cum spune pescarul Pește. Alaltă seară, când am făcut live-ul, majoritatea, poac, când te duci la Boteni. Mai aveam două partide, de fapt, nu mai am niciuna, deoarece una am terminat-o, că am depășit limita, fraților. Așa de bine a mers azi, am luat un Novac și un Sânger. Novacul 4 kg, cât aveam? 4.300? Da. 4. Și Sângerul 7 kg. Da, 7 kg, cât? 200. Da. Ok, eu vă salut, haideți să nu o mai lungim. O să mai vin cu Gabi aici. Mai avem să ne luăm revanșa și acolo, să rupem norma. Vă dați seama că din primăvară iau foc toate bălțile, fraților, pentru că intru în forță cu idei, cum am avut și azi, idei ca lumea și ați văzut drilluri. Hai de capul meu, niciodată. Ia uite, coaie. Uite și o bolan, ia uite. Traversează apa, ia. Da. Îl vezi? E vidră. Vidră? Sau șarpe? E vidră, că uite, mi se pare că are dinți, ești nebun la cur? Are dinți. Da, e vidră. Mamă, zici că e șerpălău. Ce să mai, vă salut, o zi bună, o seară bună. Depinde ce e la voi acum. La noi e amurg, se înserează, dar cu siguranță mâine alt vlog. Vă iubesc, frații mei. La revedere!